Știai că Suceava este al doilea cel mai mare județ din România? Timp de 200 de ani, Suceava a fost capitala Moldovei. Din județul Suceava începe cel mai lung drum din România, Via Transilvanica, care are peste 1000 de kilometri. În județul Suceava se află cel mai mare crater vulcanic din România. Mai mult de jumătate din tot județul Suceava este acoperită de păduri. Localitatea Vatra Dornei din Suceava este considerată a avea cel mai curat aer din România. La Suceava se află și cea mai veche biserică de lemn din România, Putna, pe care Mihai Eminescu a numit-o Ierusalimul neamului românesc.